Incidența COVID-19 în județul Brașov a ajuns la 0,8 cazuri la 1000 de locuitori, cu 517 persoane infectate în ultimele 14 zile, față de o incidență de 0,77 la 1000 de locuitori, care se regăsea cu o zi înainte. În municipiul Brașov se menține trendul de ascensiune, iar Direcția de Sănătate Publică raportează o incidență de 1,09 cazuri la 1000, cu 320 de persoane infectate. 71 de cazuri noi față de ziua precedentă, unde incidența era de 1,06 la 1000. În județ, cea mai mare rată de infectare se menține la nivelul comunei Sânt Petru, respectiv 2,71 de infectări la 1000 de locuitori, cu 28 de cazuri de infectare. În Țara Făgărașului, cea mai mare rată de infectare este la Drăguș, unde sunt depistate 2 cazuri, dar la o populație de 1138 de locuitori rezultă o rată de 1,76. În Șoarș, la 3 cazuri, avem o rată de infectare de 1,36 la 1000 de locuitori. La Făgăraș, unde s-au depistat 18 cazuri de infectare, rata este de 0,47 la 1000 de locuitori. În orașul Victoria, cu o singură persoană infectată, rata este de 0,12 la 1000 de locuitori.